Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în dreptul intrării în Parcul Carol, suntem cu profesorul și cu istoricul Cristescu Florin, iar astăzi vom face o tură mai mare, din câte ne-a spus domnul Florin, prin Parcul Carol, precum și prin împrejurimile Parcului Carol. O să aflăm mai multe strate despre istorie și povești ale acestei zone. Vă salut! Și eu vă salut! Permiteți-mi să vă prezint, în primul rând să îi salut pe cei care ne urmăresc pe canalul de YouTube. Numele meu este Florin Cristescu, sunt profesor de istorie în cadrul Colegiului Național Grigore Moisil și în același timp, de mai bine de 10 ani, mai mă ocup și cu tururi ghidate, pasionat de istoria Bucureștiului și nu numai. Lăsăm un link în descriere. Preferitor la turul de astăzi, să intrăm așa da. Un pic în pâine. Am zis că va fi repartizat pe mai multe paliere. Pe de-o parte o să ne adâncim în istorie asupra acestei zone și o să începem undeva cu perioada secolelor 18-19. Apoi vom vorbi despre o altă dimensiune și anume perioada lui Carol I și începutul secolului 20, cât și perioada interbelică, să zicem așa, o perioadă a regalității. Și vom încheia iarăși cu o perioadă comunistă. În același timp o să încep cu descrierea traseului nostru. Traseul nostru începe de aici, de la Fântâna Zodia, care va fi primul nostru obiectiv de astăzi. Vom merge apoi pe singura stradă întrepte a Bucureștiului, după anumite surse, și anume Aleea Xenofon, Palatul Suter. Acolo vom vedea cel mai înalt punct geografic al Bucureștiului istoric, am să vă explic mai mult acolo. Vom merge la prima gara Bucureștiului și anume gara Filaret. Autogara Filaret, astăzi autogara, atunci fosta gara Filaret. De acolo iarăși vom reintra în parc pe undeva pe la biserica, replică a Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, astăzi Biserica Cuțitul de Argint. Și vom afla și de ce se numește această zonă Cuțitul de Argint. Vom intra în parc, revin cu anumite povești de istorie, avem și mausoleul pe care îl vedem în spate și care reprezintă unul din simbolurile orașului nostru. Chiar dacă reprezintă o epocă de tristă amintire, totuși să nu uităm că este un simbol istoric al Bucureștiului. Și apoi vom reveni pe strada care se numește Candianu Popescu și vom afla și de unde vine acea expresie cu a întoarce ca la Ploiești. E o expresie foarte interesantă în București, referitoare la acest aspect. Iar în cele din urmă vom reintra în parc și vom afla câte ceva despre povestea jepilor, pentru că avem și o dimensiune geografică, o să mergem așa un pic să ne plimbăm măcar cu gândul și prin țară. Iar în cele din urmă vom finaliza cu o altă fântână. Vom porni de la o fântână, deci de la fântâna Zodiac și vom termina cu fântâna George Cantacuzino. Am zis că începem cu perioada secolelor 18-19. În primul rând, zona aceasta era cumva adiacentă a capitalei, a Bucureștiului, despre care știm desigur că el a evoluat radial. Radial ce înseamnă cumva oarecum ca spițele unei biciclete. Practic, de la un mic centru, ne gândim la Bucureștiul care era atât de mic încât, gândiți-vă la strada Lipscani, pe care adeseori ne plimbăm noi bucureștenii acum, cât și alții din orașele adiacente sau care au venit pe aici, și era Ulița Mare. Deci era vorba despre un orășel foarte, foarte mic și practic această zonă se afla cumva oarecum de apropiat de periferie. Sursele de la începutul secolului al XIX-lea vorbesc, de exemplu, despre câmpul Filaretului. Despre câmpul Filaretului și despre zona aceasta oarecum de luroasă, acoperită de vii, unde după slujba de Sfinții Constantin și Elena, de cele mai multe ori se retrăgea toată lumea care venea de la slujba de la mitropolie. Domnitorul se retrăgea undeva în casele domnești, care erau la baza dealului mitropoliei, în timp ce mitropolitul venea la fântâna care se numea Zodiac și despre la care istorie o să tot revenim. Ea e în spatele nostru, dar o să arătăm nu după aceea. Aceeași, nu e chiar aceeași, era una schimbat. Din interiorul parcului și care ulterior a fost distrusă, în timp ce poporul venea ca tot românul la iarbă verde, la, nu știu, alte aspecte de genul acesta. Deci avem atestată zona, practic, așa zisă, pentru agrement și pentru alte lucruri de genul acesta, undeva la începutul secolului al XIX-lea. Și iarăși mai avem un moment important. Un alt moment important în secolul XIX reprezintă Revoluția la 1848.
Revoluția la 1848, care după cum știm izbucnește în Țara Românească la data de 9 iunie, la Islaz, și care trebuia ulterior să se răspândească și în alte orașe ale țării, iar la data de 11 iunie, apropo de asta, presupun că ați venit pe strada 11 iunie, da, bucureștenii știu strada aici. 11 iunie, da. Pe data de 11 iunie, o serie de bresle defilează din oraș spre locul care mai târziu s-a numit Câmpia Libertății. Bine, iarăși, vorbim despre dimensiunile istorice, astăzi se cunoscut unele Parcul Carol, din perioada monarhiei am avut Parcul Carol, dar în perioada comunistă, având în vedere că avea oroare de orice reprezenta monarhie, s-a revenit la numele de Parcul Libertății. Părinții mei, când mă duceau aici când eram copil, spuneam, mergem în Parcul Libertății. Abia după 90 s-a revenit la acest nume de Parcul Carol. Avem și un moment foarte important referitor la acest parc, atunci când practic totul se schimbă radical, și mă refer la momentul 1906. 1906, atunci când este organizată o expoziție internațională aici, similară cu expozițiile pe care probabil cei care ne ascultă au mai auzit despre ele, cea de la Paris când a fost ridicat și turnul Eiffel sau din alte orașe ale Europei. Avem și noi o expoziție, se aniversau 40 de ani de monarhie, 1866-1906, 1800 de ani de la venirea romanilor în Dacia și de la momentul în care împăratul Traian fondează provincia Dacia, anul 106 după Hristos, și 25 de ani de când România a fost declarată regat, 1881. E bine, cu această ocazie avem de-a face cu o serie de construcții, practic s-a construit un fel de oraș în oraș sau la periferia orașului și avem foarte multe clădiri care se ridică atunci, e drept că multe dintre ele au fost butaforii, au fost doar așa pentru o perioadă, unele dintre ele vor reprezenta obiectivele noastre de astăzi și timp de câteva săptămâni bune avem aici de-a face cu o sărbătoare a aniversării monarhiei și a altor astfel de lucruri. Și iarăși vorbim despre ultima dimensiune, să zic așa, istorică a turului nostru de astăzi, perioada comunistă, atunci când parcul din nou a fost transformat radical și avem această alee principală pe care o vedem și care trebuia să se ducă pe reprezentanții clasei muncitoare fix la mausoleu, nu, mai puține plimbări, mai mult direct mergem la mausoleu care reprezintă pe eroii luptei socialiste și care trebuia să reprezintă. Da, putem să facem un pas, oricum vom reveni. Parcul nostru se schimbă în această perioadă, dar vom reveni când o să ajungem la mausoleu cu mai multe informații despre acest loc. Deocamdată mergem pe singura, teoretic, am mai găsit una stradă în trepte din București. Care e a doua? Ar mai fi una în zona Cotroceni. Am mai întâlnit în zona Cotroceni, iarăși o alee în trepte și nu sunt sigur dacă nu ar mai exista și altele, dar cel puțin, bine, nu știu în ce măsură este un clișeu istoric, dar vom vorbi despre ea. Am uitat să vă zic câteva lucruri și despre fântâna din spate, că tot am amintit despre ea, am putea să ne întoarcem un pic. Da. Practic avem, ar fi vorba aici despre Luna Bucureștiului și despre regimul lui Carol al II-lea. La fel precum Carol I și în cazul lui Carol al II-lea avem o serie de manifestări numite Luna Bucureștiului. Luna Bucureștiului când se aniversau practic momentul revenirii lui pe tron. Mă rog, o personalitate destul de controversată a istoriei românilor, dacă să vorbim despre Carol al II-lea, dar cel puțin din punct de vedere al arhitecturii și al anumitor amenajări referitoare la parcurile bucureștene și nu numai, a avut o contribuție deosebită. Luna Bucureștiului era legată între 10 mai, momentul 10 mai, moment de referință pentru monarhie, știm cu toții, și momentul 8 iunie, atunci când s-a produs acea restaurație. Practic, el a revenit la conducerea țării după un exil și trecem peste o perioadă asupra căreia nu vreau să insist acum, pentru că vom ieși cumva din subiectul nostru, practic. Ei bine, el a fost inspirat, s-a inspirat foarte mult din fascism. Avea o fascinație pentru fascism. Chiar și în momente de arhitectură cu influență fascistă avem în București, de exemplu, Școala Superioară de Război, actualmente Academia Militară, Facultatea de Drept și încă alte câteva obiective care nu vin în minte acum, doar că el a avut această fascinație și atunci organiza Luna Bucureștiului când a fost inaugurată și această fântână Zodiac, reprezentată dintr-o cupă, nu se vede acum pentru că funcționează la bază, are toate semnele zodiacale și ce este interesant referitor la ea, că este singurul monument pe care comuniștii nu l-au reamplasat și asupra căruia nu au avut altfel de influență. Adică, practic, a rămas în același loc. Probabil că la instalație s-a mai lucrat
Nu cred eu că vreme de mai bine de cât avem, 90 de ani să reziste, dar în principiu a rămas pe același loc și are cam aceeași formă până în zilele noastre. Cam atât despre introducere, haideți să mergem la pas frumos pe aleea Xenofon. Strada Xenofon, am spus, singura stradă în treptea capitale, dacă să ne luăm după ghidurile turistice, v-am zis că știu cel puțin încă una care mai există. Poate în comentarii ne mai spun cei care ne urmăresc și alte străzi în trepte. Interesant este pe de-o parte faptul că această stradă nu și-a schimbat conformația timp de 200 de ani, dacă să ne uităm pe planurile vechi ale capitalei, tot această formă avea. Și iarăși un alt lucru pentru care ar fi interesant este una din puținele străzi din București pe care nu a circulat niciodată niciun autoturism, nu? Fiind în trepte, mai greu, evident. Da, avem și, dacă nu mă înșel, cred că este și o filmare din cel mai dintre pământeni care apare pe treptele de aici de la Suter. Și iarăși ce este interesant din punctul meu de vedere, vedem că avem și un smochin în spate, mai avem viță de vie, faptul că are așa un aer mediteranean. Deci practic ne duce cu gândul la vacanță, la Grecia, Croația sau alte zone pe care în ultimii ani românii noștri ne vizitează. Acum mai bine de 10 ani, tocmai vorbeam înainte să dăm drumul camerei, arăta mult mai bine. Vedeam foarte mulți turiști care veneau și se fotografiau pe această stradă pentru că era un punct de interes turistic. Artista Eva Radu, avem numele ei acolo, a rămas. A pictat toate aceste trepte, având ca practic ca temă diverse obiective turistice ale Bucureștiului. Arăta mult mai bine, puteți să căutați imagini pe internet, există artista Eva Radu și practic strada Xenofon, singura stradă în treptea capitalei. Vă invit și să veniți să vă plimbați pe aici, mai ales că urmează un alt obiectiv foarte interesant atunci când vom ajunge undeva sus. Și anume Palatul Suter și o mică piațetă care iarăși are un aspect așa mai atipic față de arhitectura Bucureștiului în general. Unde ne aflăm? Din punct de vedere geografic, cred că pot să-l menționez și pe amicul meu, bineînțeles, Andrei Ionel, care organizează alături de Arhiva de Geografie tururi prin București și de care mă leagă o frumoasă prietenie și are un tur interesant pe dealurile capitalei. Bine, toată lumea știe că Bucureștiul nu are dealuri, că e într-o zonă de câmpie, dar totuși, dacă stăm să ne gândim la relief și la faptul că Dâmbovița a sculptat cumva anumite văi, putem să vorbim și despre anumite înălțimi și anumite diferențe de nivel. De aceea pot să spun iarăși în copilăria mea că plăcea tare mult Parcul Carului, afară faptului că era foarte aproape de locul unde stăteam, pentru bicicletă cel puțin pot să cobor, să urci tot timpul. Lacul din Parcul Carol este un braț mortal Dâmboviței. Revenind la punctul în care ne aflăm acum și la ideea de dealuri ale capitalei, așa cum vorbeam încă de la început, referitor la centrul Bucureștiului, la inima orașului, este cel mai înalt punct din capitală, cel mai înalt punct natural, pentru că ulterior avem o grămadă de clădiri care s-au înălțat și care sunt mult mai înalte. Avem iarăși intercontinental, Casa Poporului, nu mai vorbesc clădirile înălțate după 90 în zona Pipera și niciun caz nu putem să le comparăm cu înălțimea la care ne aflăm noi acum. Dar din punct de vedere natural, acesta este cel mai înalt. Iarăși cu mențiunea că dacă mergi undeva spre Băneasa sau spre Otopeni, locuri care nu făceau parte din Bucureștiul vechi, dacă aici avem undeva la 86 de metri, acolo probabil am avea undeva 90 și ceva, pentru că mergem tot mai mult către munte și evident că înălțimea este din ce în ce mai mare. Dar din punct de vedere natural, repet, este acest punct important. Revenim la istorie și la povestea Palatului Suter din spatele meu, construit de arhitectul Adolf Suter, undeva la începutul secolului 20, pentru un mare banchier. Cel care face cadou acest palat în 1940 armantei sale, însă, după cum știm, vine războiul, după război este naționalizat, iar din informațiile mele am înțeles că a fost un sediu al KGB-ului din România o perioadă lungă de timp. După 90 a fost amenajat în ceea ce este astăzi și anume un hotel de lux. Așa că niște fun fact-uri, câteva personalități care au dormit la acest hotel de lux, Beyoncé, Bon Jovi, actualul președinte al Americii, Biden, când nu era președinte, avea o funcție importantă în statul american și a vizitat România,
Și după anumite surse, iarăși nu bag mâna în foc pentru că sunt istoric și îmi place să cercetez sursele, chiar Vladimir Putin ar fi înoptat aici, hotel de lux, nu știu cât costă o cameră, vă dați seama. Din punct de vedere arhitectural, putem să zicem că este un palat într-un stil neoclasic la care vedem și anumite influențe neoromânești, dacă ne uităm la logie și la acest simbol al Sfintei Treimi, al cifrei 3, care se tot repetă, și iarăși are o poziție dominantă. Vă spuneam un pic mai devreme faptul că dacă ni s-ar permite să intrăm înăuntru, este o proprietate privată și desigur că nu se permite, există o perspectivă foarte frumoasă asupra Bucureștiului de undeva de sus, și asupra zonei acesteia rondului Coșbuc până la Casa Poporului. Practic se vede Bucureștiul de undeva de la înălțime. Ce mai putem să observăm aici foarte interesant? Arhitectura locului și felul în care aceste clădiri reprezintă o simetrie. Avem aici patru clădiri, una care arată foarte bine, modernizată, una în curs de modernizare opusă cumva acesteia, o altă iarăși care arată foarte bine și... Deci aceea este cu aceasta simetrică. Da, cele două și cele două de aici, care formează iarăși aici un fel de mică piațetă. Aici mi se pare că e un sediu al poliției locale. Cele două, adică sediu poliției locale sediu, cu da, cea da, de aici. Da, exact, exact. Avem practic un cerc foarte interesant aici. Următorul obiectiv, și anume gara Filaret, prima gară din... București și din România. De ce zic din România? Pentru că înainte de aceasta, prietenul nostru comun Andrei Berinden ar contrazice de pe teritoriul românesc, pentru că a mai fost el expert în gări, nu pot să mă pun cu el în domeniul ăsta. Avem materialele despre gările din București, exact. Jos, uitați-vă că avem un link. Prima gară din București. Prima gară din București și prima gară din ceea ce reprezenta România, mă rog, vechiul regat, Principatele Unite, cum vrem să le numim. Proiectul a fost început în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al celor două țări unite, Moldova și Țara Românească, însă a fost pus în practică de către regele Carol I. Regele Carol I, care vine în 1866 în România și spune că nu va dori să plece din această țară până când nu va construi prima cale ferată. Prima cale ferată București-Giurgiu. De ce Giurgiu? Ar fi interesant. De ce Giurgiu? Pentru că Giurgiu practic era un punct care lega vechiul regat cu Europa Centrală. Avea un rol, ca să înțelegeți așa, ca un fel de terminal modern, pentru că pe Dunăre circulau vapoare, acele piroscafe încă de la 1830, și vă recomand iarăși cartea domnului Ardeleanu de la Galați despre o călătorie de la Viena la Istanbul sau ceva de genul. Cred că poate putem să punem un link în descriere, în care se vorbește despre aceste curse care se făceau între Viena și Constantinopol și treceau, bineînțeles, prin portul Giurgiu. Și astfel avem o legătură, pe de o parte, de pasageri, dar și mai ales, și cea mai importantă era cea legată de transportul de cereale. Pentru că toată vara, toată regiunea aceasta țării române și a câmpiei române semăna cumva cu un peisaj din vestul sălbatic. Oameni cu căruțe care transportau grâne înspre Dunăre, pe drumuri prăfuite, și la un moment dat, având în vedere modernizarea care se producea în vestul Europei, începând cu Marea Britanie, prima cale ferată, Liverpool-Manchester, Andrei să ne zică dacă greșesc, da. Avem o modernizare și o dezvoltare a căilor ferate care nu a apărut încă și la noi. Așa că în 1869 începe construcția acestei căi ferate. Locuitorii orașului Giurgiu au rămas mirați când au venit primele două locomotive, Sabar și Giurgiu, pe vapor, de undeva din Marea Britanie, plus o serie de elemente de căi ferate. Se realizează calea ferată, iar în 1869 avem acest moment în care această gară, împreună cu gara de la Giurgiu, sunt date în folosință. Primul pasager este chiar Carol I, pornit așa într-un voiaj de nuntă în care o va cunoaște pe viitoarea regină Elisabeta și se va întoarce în toamna acelui an împreună cu regina Elisabeta, cea care vrea să-i rămână alături până la sfârșitul vieții. Ce este interesant, felul în care oamenii se raportau la acest moment. Mulți dintre ei se temeau și începuseră să fie lansate tot felul de zvonuri, că soarele va fi ascuns de un nor negru de fum, că găinile nu vor mai oua,
că vacile nu vor mai da lapte sau vor da lapte negru sau alte minunății de genul acesta. E bine, e posibil că aceste zvonuri să-i fost lansate și de oamenii care își pierdau afaceri. Cine erau cei care se opuneau în principal? Cârciumarii sau cei care organizau hanuri. Pentru că acest transport, vă dați seama, de transportul acesta beneficiau anumiți cârciumari și anumiți patroni de localuri care pe traseu aveau afacerea lor, unde se putea nopta, se putea sta acolo pentru câteva ore sau o noapte întreagă, iar a doua zi, practic, comerciantul să-și reia traseul până la Giurgiu. Undeva mai târziu, nu mult mai târziu de deschiderea acestei căi ferate, s-a deschis și a doua gara capitalei, după numai 3 ani de zile, și anume gara Târgoviște, actualmente gara de Nord, care lega Bucureștiul de regiunea Moldovei, cât și de regiunea aceasta a Văii Prahovei, prin intermediul căreia, prin Ardeal, să nu uităm că Ardealul făcea parte încă din Imperiul Austro-Ungar, tocmai ce devenise Austro-Ungar, și practic spre Occident. Deci avem o altă gară și la un moment dat se realizează chiar și o legătură între gara Filaret și actualmente gara de Nord, gara Târgoviște atunci. Bucureștenii noștri pot să știe că mai există inclusiv în zona 13 septembrie gara Dealul Spirii și iarăși mai avem o gară interesantă la Cotroceni, vis-a-vis de statuia Leul, practic la intrarea în Palatul Cotroceni. Cei care au trăit înainte de 1989 mi-au zis că acolo ar fi fost o cofetărie la un moment dat, undeva lângă grădina botanică, o clădire foarte cochetă, foarte frumoasă, era gara regală acolo, practic. Și cele două au ajuns să fie legate între ele. Ei bine, treptat gara Filaret își pierde din rol și undeva pe la sfârșitul anilor 50, mă refer din secolul 20, 1950-58, doar un singur tren mai circula între București și Giurgiu, iar în cele din urmă este dezafectată, dar până în zilele noastre are tot un rol de transport, așa cum vedeți în jurul nostru, foarte multe autocare. S-a transformat în autogară și astăzi se merge spre diverse zone, în special spre Republica Moldova, Grecia, Turcia și avem acest transport foarte bine dezvoltat cu autocarul. Nu în ultimul rând, aș mai dori să mai precizez ceva aici și anume faptul că de curând s-a redeschis calea ferată București-Giurgiu. Mulți spun că va fi, dă Doamne să fie așa, să avem cale ferată până, bine avem până la Ruse, dar să fie o cale ferată rapidă și le recomand cel puțin amatorilor de ciclism. Mie îmi place foarte mult să merg cu bicicleta în timpul liber. Există o gară și la Comana, unde avem un punct turistic deosebit și interesant că ar trebui totuși să îl exploatăm din acest punct de vedere, unde poți să cobori frumos cu bicicleta și prin anumite aplicații, există diverse track-uri pe internet, poți să ajungi până la Dunăre, până la Giurgiu și numai pe drumuri prin sate, prin păduri și ceva deosebit. Ceva foarte interesant, da, dar mă gândesc că în Occident să ai un astfel de traseu, probabil că ar fi fost plin de turiști, de oameni care sunt pasionați de ciclism sau de alte manifestări sportive. Mai ales Comana, din punctul meu de vedere, care e între București și Giurgiu, la care puteți să ajungeți foarte ușor, ar trebui să reprezinte totuși un punct de interes, mai ales la, nu, city break e cam mult, dar măcar la o zi, o duminică în care nu aveți ce face prin București sau vă gândiți că ați vrea să o petreceți undeva în natură, puteți să mergeți până acolo, pentru că aveți și mănăstirea lui Vlad Țepeș, aveți și un parc natural foarte interesant, și un parc de aventură și puteți să stați acolo liniștiți, fie cu trenul, fie cu mașina personală, desigur. Avem așadar Biserica Bărbătescu Nou sau Biserica Cuțitul de Argint, o biserică care are o istorie așa ceva mai îndelungată, undeva la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pe amplasamentul actualei biserici, exista un edificiu religios despre care se spunea că ascundea un cuțitaș cu proprietăți miraculoase și pe care, la o anumită atingere, persoanele bolnave sau care aveau anumite afecțiuni puteau să se însănătoșească. De aici și numele bisericii, cât și numele străzii care se află în apropierea parcului și anume strada Cuțitul de Argint. Ce se întâmplă cu această biserică? Este cumva atipică pentru stilul din zona Munteniei. Cei care ne urmăresc o să vadă pe imagine prin faptul că ea imită foarte bine Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași. Cei care sunt din Iași
ori să observe similitaritatea cu aceasta, sau bucureștenii care au călătorit sau care vor călători la Iași. Practic, Biserica Sfântului Nicolae Domnesc fiind și o ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare. De ce o biserică în stil moldovenesc și de ce aici? Revenim la expoziția lui Carol I. Să nu uităm că acest Carol I vine într-o Românie în care încă nu exista o unitate atât de bine formată la nivelul națiunii. Cu toate că ei știau încă din Evul Mediu că suntem români, vorbim limba română și unii și alții, și moldoveni și munteni și așa mai departe, totuși exista și niște mișcări antidinastice, mai ales la începutul domniei lui, despre care să vorbim un pic mai târziu, și a încercat cumva să realizeze o unitate. De aceea expoziția, printre altele, avea și această biserică ridicată în stilul moldovenesc. Și de ce vorbesc de stilul moldovenesc? Observăm că, similare cu cele din zona Moldovei, nu avem un pridvor la intrare, așa cum sunt cele din țara românească. Avem anumite influențe ale goticului occidental, dacă ne uităm cel puțin la partea aceasta de intrare. Avem un pic de arc frânt, cărămida roșie, iarăși, și aceste registre care vin unul după celălalt, plus faptul că același domnitor Carol I aduce din Moldova o cruce pe care o montează undeva în spate a unui boier din neamul ruset. O aduce din Moldova, tocmai în ideea de a crea o unitate. La fel cum construiește această biserică în București, care Bucureștiul devine practic centru cultural și spiritual al tuturor românilor, va construi în Parcul Carol și o moschee. Moschee care nu mai există acum, se afla undeva pe malul lacului jos, în perioada comunistă despre care am vorbit. Teoretic a fost demontată, practic am înțeles că a fost reclădită și cei care ne urmăresc pot să o vadă undeva la stația de metrou Eroii Revoluției, spatele frontului de blocuri, sau doar dacă se deplasează un pic între blocuri, pe stradă, da, se poate vedea acest minaret. Exact. Avem iarăși Dobrogea, care revine în România în 1878 și practic el încearcă cumva să realizeze o unitate. Adică, haideți să construim lucrurile acestea aici, la fel cum și la Iași, tot în timpul lui se creează Palatul Culturii, care a devenit simbolul Iașiului, tocmai în ideea aceea. Chiar dacă v-ați pierdut rolul de capitală, totuși haideți să vă ofer ceva interesant și să vă recunosc cumva acest rol pe care l-ați avut ieșenii în formarea și dezvoltarea unei identități naționale românești. Deci, biserica iarăși a fost construită în 1906, odată cu expoziția, și este unul dintre obiectivele care încă se află în picioare. Poate fi vizitat, tu puteți veni la slujbă. Am înțeles că mulțumesc foarte mult și părintelui, care, părintele, nu știu, deocamdată nu l-am văzut aici, și care e foarte deschis, de fiecare dată când a venit cu grupuri, a fost foarte deschis cu noi și ne-a primit în biserică și ne-a povestit și dânsul câteva despre istoria bisericii. Și nu în ultimul rând, dacă vreți să vedeți un monument de arhitectură moldovenească, pe lângă cele arhitectură maramureșană, că avem o grămadă de biserici clădite sub forma aceasta maramureșană din lemn, puteți să vedeți și acest obiectiv, mai ales aici dacă faceți o plimbare prin Parcul Caru. Și am revenit iarăși la un alt obiectiv, și anume arenele romane. La fel cum vă spuneam încă de la început, pe lângă acea aniversare de 40 de ani de domnia lui Carol I, mai avem și 1800 de ani de la crearea provinciei Dacia. Astfel că s-au constituit atunci, s-au fost create arenele romane. Arenele romane care doreau să prezinte originea latină a poporului român. Cei care au fost înăuntru știu cum arată, pe o formă din aceasta de anfiteatru roman. În special sunt folosite astăzi pentru concerte rock, dar nu mai rock, și alte formații interesante care au fost aici. De menționat că la deschidere în 1906 au avut loc o serie de reprezentații teatrale referitoare la istoria românilor. Au fost defilări în diverse costume de epocă, așa cum se făcea atunci, că nu erau la nivelul la care sunt acum formațiile de reenacting. Desigur, inclusiv am înțeles că a fost un spectacol al unei lupte navale. La aceste spectacole și manifestări au fost chemate toate personalitățile epocii și toți reprezentanții consulatelor și ambasadelor din București. Unul singur a refuzat, și anume reprezentantul Turciei al Imperiului Otoman, încă era Imperiul Otoman pe atunci. Și din ce cauză? Pentru că în parc au fost expuse două tunuri care au fost capturate de armata română în 1878 la Plevna.
Și ca refuz pentru acest moment și această, hai să zicem, umilință, practic, reprezentantul Imperiului Otoman a fost cel care nu a participat la întrunire. Cele două tunuri, după informațiile mele, au fost recuperate însă de armata otomană în 1916, când turcii și bulgarii ocupă capitala. Deci nu sunt cele pe care le vedem acum expuse acolo? Nu, acelea sunt din primul război sau chiar al doilea. O să ajungem și acolo și o să vorbim și despre acestea. Ce mai putem spune? Că au existat diverse modificări asupra arhitecturii arenelor romane în perioada comunistă. Loja oficială, fosta lojă regală, s-a mărit de la un număr de 10-15 persoane la un număr de 100 și, după cum observăm, și acum avem iarăși niște lucrări de reabilitare, observăm. Reabilitare, restaurare. Ceea ce e foarte ceea bine. Ceea ce e foarte bine, da, pentru că e cazul. Un loc da, foarte bun pentru concerte. Auzim și eu tot așa povești că se rupeau bucăți din tencuială. Deci după o plimbare, am vorbit de plimbare, am vorbit de cele sfinte, putem să mergem după aceea și la un concert rock, cel puțin cei care ne urmăresc. Știu probabil mulți dintre ei despre arenele romane și această destinație a lor predilectă pentru concerte, desigur. În primul rând, dacă să ne uităm dincolo de gard, practic toată această zonă reprezintă stația meteorologică și observatorul astronomic de la Filaret. Toți știți și toți ați auzit, desigur, despre Băneasa și Filaret. Câte grade sunt la Băneasa, câte sunt la Filaret. Băneasa fiind în nordul Bucureștiului, Filaret, hai să zicem, relativ în sus. Cam în sud, da. Deși la cât s-a extins orașul, putem să zicem că e aproape de centru acum. De ce v-am adus aici? E un lucru interesant pe care îl știu mai puțin bucureșteni despre această casă numită Casa Bosian. Casa Bosian, construită undeva pe la 1830-1850, nu știu exact să vă zic un an fix, dar care are o poveste foarte interesantă. Casa a aparținut unuia dintre primii decani ai Facultății de Drept din București și în anul 1859, atunci când Alexandru Ioan Cuza a fost numit inițial la data de 5 ianuarie domn al Moldovei, a trebuit să treacă prin București ca să-și ia tronul și să fie confirmat de către sultan la Constantinopol. Ei bine, în momentul în care a trecut prin București, asta este interesant, Protibendata și elitele Bucureștiului de atunci s-au hotărât să-l numească tot pe el, după cum ne spun toate manualele de istorie, și domn al țării românești. El nu se afla atunci în locul în care s-a decis unirea, și anume Hotel Concordia, care se află undeva în centru vechi, slavă Domnului, în sfârșit se restaurează, că a arătat dezastruos și mulțumim celor care s-au implicat, se află undeva la marginea Bucureștiului, casa prietenului său, Constantin Bosianu, pe care o vedeți în spatele meu. De ce mai este interesant? Ea are un stil neogotic, dacă vă uitați. Oarecum mai avem acest stil și la Palatul Suțu, din centru. Avem foarte mult neo în ceea ce privește clădirile din București. Foarte mult neo și mai ales neogotic, pentru că atunci țările române se aflau în ipostaza în care încercau să-și creeze o proprie identitate, o identitate diferită. Neogotic, neoclasic și așa mai departe. Neobaroc, vom vedea în alte locuri ale Bucureștiului. Interesant de studiat acest aspect și această schimbare și aceste construcții de clădiri, pentru că nu existau clădiri similare cu aceasta în Bucureștiul anilor 1850. Bucureștiul până pe la 1850 arăta ca un sat mai mare, cu clădiri cu 1-2 etaje pe care le numărai pe degete și care tocmai în acest scop se dezvolta. În ideea de haide să creăm și noi, să ne creăm și noi o identitate și vă vorbeam despre o carte interesantă a lui Ștefan Cazimir, Alfabetul de tranziție. Nu vă temeți, nu e o carte de gramatică, e o carte în care sunt prezentate toate schimbările acestea, prin care Bucureștiul trece de la un oraș tipic oriental, cu boieri, cu bărbi foarte mari, cu acele căciuli imense, similare turcilor, așa mai departe, în timp de 30-40 de ani, se schimbă radical și vedem oameni la costum, oameni care practic, cumva, încearcă să pătrundă în Europa și să imite moda europeană a vremii, printre altele și dezvoltarea acestui stil neogotic pe care îl vedem și la Palatul Suțu din centru și la această casă Bosian. Din păcate, casa nu este deschisă decât în anumite momente ale anului și trebuie să intrați, cred că, pe site-ul celor de la Institutul Meteorologic, pentru că e partea Institutului Meteorologic, și foarte rar poate fi vizitată,
dar cu puțin noroc, dacă vă plimbați prin parcul Carol și vă abateți un pic de la, era zic, de la traselele marcate ca la munte, de la alei, s-ar putea să o zăriți. Se vede și mai bine în perioada iernii sau a primăverii, când nu avem atât de mult frunziș. Am ajuns în punctul central al parcului și cel mai important, la care converg toate aleile, mai ales de la amenajarea aceea despre care v-am vorbit în perioada comunistă, și anume mausoleul din spatele meu, cu o istorie destul de bogată. Povestea lui începe încă din 1906, atunci când aici s-a amenajat un palat al artelor, și în afară de acel palat al artelor am avut și un muzeu militar. Primul muzeu militar se afla pe acest amplasament, însă, din păcate, deși arăta superb, a fost afectat puternic de un incendiu în 1938, iar în 1940 avem un cutremur major al capitalei care a dus la distrugerea acestui muzeu. Ei bine, în 1943, pe acest amplasament, avem guvernarea mareșalului Antonescu și s-a decis să se realizeze un memorial al neamului și al soldaților care și-au dat viața în timpul celui de-al doilea război mondial. Arhitect era Țigara Samurcaș, cel care a făcut și Muzeul Țăranului Român din zona Pieței Victoriei, și ar fi trebuit să realizeze un mausoleu similar cu trofeul de la Adam Clisi, care la rândul său, iarăși, dacă să ne gândim, și cel de la Mărășești are anumite similitudini. Avem așa o predispoziție pentru această arhitectură de tip mausoleu, mai ales când era vorba despre anumiți eroi ai neamului. Și iarăși mă adâncesc în istorie și revin la un alt obiectiv impresionant care se află la baza mausoleului de astăzi și care se afla atunci tot pe acest amplasament. Voi reveni mai târziu și o să zic ce s-a întâmplat cu el, și anume monumentul eroului necunoscut. Ce se întâmplă cu acest monument al eroului necunoscut? Practic, acest obicei a fost preluat din Franța, unde unul dintre soldații care n-au putut să fie identificați pe front au fost inhumați și practic tot poporul francez a început să își aducă, să-i aducă onoruri acestuia, în ideea că și-a dat viața pentru țară și practic corpul lui n-a mai putut fi identificat. Similar, și noi având ca model în principal Franța, am încercat și noi să organizăm un lucru asemănător. Astfel că în 1923, undeva la Mărășești, un elev al liceului militar, orfan de război, a fost pus să aleagă în fața a 10 sicrie cu osemintele ale unor ostași necunoscuți, unul dintre ele. Se pare că în fața celui de-al patrulea, elevul liceului militar a îngenunchiat și a zis: Doamne, acesta este tatăl meu. Și osemintele respectivului soldat necunoscut au fost inhumate aici. Și practic aici a fost amplasamentul lui până în 1958, când a venit comuniștii la putere, veniseră mai bine de 10 ani înainte, și în noaptea dintre 22 și 23 decembrie a fost deshumat și dus la Mărășești în mare taină. În 1991 avea să fie reamplasat în Parcul Carol, dar în vedere că aici încă erau osemintele unor personalități din perioada comunistă, a fost undeva în capătul de jos. Poate cei care sunt de seamă cu mine și amintesc că până în 2006 a fost undeva jos la capătul podului pe care am trece înspre mausoleu. Actualmente se află din nou pe amplasamentul său clasic și aici se organizează diverse depuneri de coroane de flori ale unor oficialități din străinătate. Vin cei de la Batalionul 30 Gardă, care prezintă onorul, și foarte interesant e să vă documentați când este schimbarea de gardă, pentru că puteți să vedeți o mică demonstrație a băieților care păzesc mausoleul. Revenim la mausoleul mare, la cel care este în spatele meu. Vă spuneam că a fost Palatul Artelor. Antonescu a încercat să facă un memorial al victimelor din al doilea război mondial, doar că a venit la putere comuniști și au zis: hai să facem un monument al eroilor luptei socialiste. Ce este interesant este că au luat fix planul lui Antonescu. Iar în acest mausoleu, pe lângă Dej, care a fost mormântat aici pentru o perioadă, de-a lungul mausoleului există anumite plăci comemorative cu cenușa unor demnitari comuniști.
fiind și eu urmăritor al canalului de YouTube, chiar văzusem despre colegul meu mai mare, Mihai Burcea, care povestea într-un episod anterior despre Ștefan Foriș și nu joacă și Lucrețiu Pătrășcanu, care au fost deshumați în perioada lui Ceaușescu și inhumaței, și tocmai din cauză că el a încercat cumva să reevalueze, deși era tot comunist perioada lui Deș, și au fost reinhumați undeva aici. În 1990, majoritatea celor de aici au fost luați și duși în diverse locuri, vorbim despre Ana Pauker, care a fost dusă de familie în Israel, Gheorghe Gheorghiu Deș, care era în centru aici, a fost dus la Belu, și practic mausoleul a stat vreme de vreo 10 ani, hai să nu zice neapărat în paragină, dar era așa un loc viran. La un dat se avea în plan construcția aici a Catedralei Mântuirii Neamului, construcție demarată de guvernarea lui Adrian Năstase, și s-a opus atunci primarul Bucureștiului, și anume Traian Băsescu. Au fost ceva proteste, țin minte că am fost și eu atunci împotriva acestei idei, deși sunt, mă rog, nu e cazul să vorbim despre asta, mă consider un ortodox totuși cu vederi mai deschise, dar vorbim de o pagină de istorie. Vorbim de o pagină de istorie și de un monument important care nu îi vedeam rostul să fie demontat de aici și dus în Parcul Tineretului, dacă mai era dus, că la noi cum tergiversam lucrurile. Așa că în cele din urmă s-a renunțat la această idee, iar astăzi urmează de cei de la Cultul Eroilor, un alt obiectiv al nostru. Așteptați că nici nu știți să pierdeți. Cei de la Cultul Eroilor, care se ocupă cu comemorări de război, vor încerca să facă din nou un memorial al soldaților români, începând din 1877, dacă ne uităm, avem acolo primul război important la care participă armata română, că au mai fost ceva operațiuni militare și până în 1877, și 1945, al doilea război mondial. Practic, va fi un obiectiv care să comemoreze eroii neamului, eroii României din războiul de independență, primul război mondial și al doilea război mondial. Mai vă zic un lucru aici, că mai trebuie să povestim și din experiența personală, voi să nu faceți așa, atenție, mai ales copii, o poveste personală, să vă spun așa, cum am copilărit în acest parc și am fost adeseori pe aici, cu bicicleta, cu prietenii, adolescent, știți cum e viața de puștan. La un moment dat, mai făceam noi așa o mică prostioară, să zic, nu era pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, nu era pază militarizată, așa că cu atât mai puțin să încercați chestia asta, deci acum nu aveți voie sub nicio formă, și erau niște bodyguards undeva într-o gheretă în partea dreaptă acolo. Și de fiecare dată întrebam, nenea, ne lași pe noi să ne urcăm pe monument? Bineînțeles că zicea, nu, plecați de aici și mai departe. Dar prețul era, nu știu, magazinul din colț, mergeam și le luam două beri la cutie, le oferam respectiv. Da, mă, dar să nu faceți măgării că eu răspund. Și practic prin interior există o scară și putem să ajungem undeva pe amplasamentul de sus. Deci undeva unde... Adică pe terasa asta. Dar nu pe cea neagră, pe cea cu roșu de sus. Da. Făceam câte o poză de acolo și... coboram înapoi sau nu știu, ceva de genul. V-am zis și ce prostii făceam. Atenție, nu faceți asta acasă. Da, nu cred că puteți acum face chestia acum asta. Acum oricum nu puteți să faceți, că deci nu vă dau soldații, doar dacă vă apărua piață un pic. Clar, or să ia de voi. Dar v-am zis așa și dintre amintirile mele legate de Parcul Carol. Da, am zis ceva că povestim și despre tunuri. Tunurile sunt din al doilea război mondial. După cum arată, nu mă întrebați ce tip sunt, că nu sunt atât de bun pe partea de istorie militară. Iarăși, îmi aduc aminte de copilărie, unele din primul război mondial, inițial, nu erau cu aceste roți de cauciuc, erau unele cu roți din alea, mă rog, cum erau la căruțe, pe timpuri din lemn. Și țin minte că cel mai interesant era când ne urcam pe ele, că exista o manivelă pe care o dădeai și puteai să ridici sau să dai tunul jos. Și veneam pe aici cu gașca mea de prieteni, de copii, cum eram atunci, și ne jucam la respectivele. Acum vedem că nu avem acces, dar se organizează diverse manifestații. Puteți să veniți aici de 1 decembrie sau cu anumite ocazii, când mai sunt diverse expoziții cu caracter militar sau defilări și așa mai departe. Ne aflăm în fața unuia dintre castelele din București, deși are o arhitectură medievală, nu este atât de vechi, dar în schimb este o replică a cetății Poenari. Sunt sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc au fost pe Transfăgărășan, unii au urcat treptele până la cetatea Poenari și au văzut-o de acolo și poate încercau să-și închipuie cum arăta acea cetate în realitate, pentru că actualmente sunt doar niște ruini. În 1906, domnitorul
regele, de fapt, că domnitor a fost în 1881, Carol I, a realizat și un castel similar cu cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari, castelul care avea și o funcționalitate. Practic, în donjonul pe care îl vedeți în spatele meu, era un bazin cu apă care deservea toată zona adiacentă. Castelul a fost unul dintre monumentele care s-au păstrat sub forma aceasta și în perioada mai târzie. În perioada interbelică, în interiorul lui se aflau cei care asigurau paza la monumentul ostașului necunoscut, despre care am vorbit mai devreme puțin. Mai târziu a avut o funcție și pentru cei care îngrijeau practic parcul Carol. Iar în 1940 s-au aflat aici forțe germane și mai târziu trupe sovietice care au încercat cumva să-l rechiziționeze pentru ei. Ceva mai târziu, țin minte, după 1989, că a fost o unitate militară de jandarmi, iar astăzi este sediul Oficiului Național pentru Culturile Eroilor, oficiu ce este în subordinea Ministerului Apărării Naționale și care se ocupă cu morminte ale militarilor români ce au căzut în diverse teatre de operațiuni, în special al doilea război mondial, în afara granițelor țării și cooperează pentru administrarea acestor morminte ale militarilor români aflați în afara granițelor țării, cât și pentru mormintele atât ale unor militari români cât și ale unor militari străini ce se află pe teritoriul național. Colaborează cu diverse astfel de organizații. Dacă vreți să-l vizitați, din păcate este deschis doar în ziua de înălțare, atunci când avem ziua eroilor, puteți să intrați. Mai de mult știu că puteați să urcați până în donjon, am fost și eu cu elevii într-un an, dar acum am înțeles că nu mai avem condițiile necesare și nu se mai poate urca până sus, dar puteți să vizitați anumite secțiuni ale lui din interior. Vin iarăși tot felul de formații de reconstituiri istorice, se ascultă muzică patriotică, deci vedeți în ziua de înălțare, puteți să-l vedeți. Câteva cuvinte și despre strada pe care ne aflăm și despre altă poveste de istorie, și anume strada Candiano Popescu. De ce Candiano Popescu și de ce Candiano Popescu lângă Carol I? Poate ați auzit de expresia o întoarce ca la Ploiești. De unde vine expresia aceasta? Unii spun că la Ploiești se întorcea locomotiva, că tot am vorbit de istorie feroviară și practic acolo era pusă pe linie. Practic este vorba și despre asta, dar ar mai fi un lucru. Vă spuneam că la începutul domniei sale Carol I a fost contestat. Iar în 1871, după războiul franco-prusac, românii fiind filofrancezi, Carol I, abia de câțiva ani domnitor, au încercat să-l dea jos și au încercat să instaureze un regim republican. O revoluție care trebuia să izbucnească similar cu cea de la 48 în mai multe orașe din țară. Singurul loc unde a răbufnit a fost la Ploiești, condusă de acest general Candiano Popescu. A se citi Conul Leodinia de față cu reacțiunea, a ironizat un pic Caragiale la acest moment, deși și el la vârsta respectivă a participat la insurecție. Am auzit o povestioară foarte frumoasă că era un mic adolescent și a fost luat de mama lui de urechi și trimis acasă imediat când l-a văzut țar de la Revoluție. Hai că a încurcat. Dar, mă rog, mai târziu a ironizat acest lucru și același Candiano Popescu aflat în fruntea mișcării revoluționare care mergea pe ideea de constituirea unei republici, foarte repede a fost liniștit de un batalion trimis de la București, arestat, însă mai târziu, în 1878, în timpul războiului de independență, și-a dovedit vitejia pe câmpul de luptă și avea să ajungă unul dintre aghiotanții lui Carol I. Și atunci, să zic așa, în expresiile lui Caragiale, păi stai nenicule, tu ești împotriva monarhiei și acum o întorci ca la Ploiești, ești mâna dreaptă a regelui Carol I. Și de aici și expresia cu a întoarce ca la Ploiești și, bineînțeles, numele care a fost dat în onoarea acestui important general al armatei române, Candiano Popescu. Și vedeți, iar și mai interesant, că strada care poartă numele se află fix lângă parcul Carol I, cel pe care el îl contestase inițial. Ce avem în spatele nostru? Fostul cămin al măturătorilor. În 1929, în această clădire a fost organizat un
cămin pentru cei care se ocupau cu curățenia străzilor. Nu doar că erau cazați aici, că vă dați seama, erau oameni foarte amărâți, li s-au oferit baie, o masă caldă și chiar echipament pentru a nu mai umbla cu tradiționalii galoși din perioada respectivă, bocanci, o costumație adecvată și așa mai departe. Interesant e că mare parte din gunoaiele din București erau luate din oraș și duse nu foarte departe de aici. Dacă ar fi să mergem peste dealul din spate, am avea Parcul Tineretului. Parcul Tineretului și lacul pe care unii știu cu numele de Cocioc era numit în perioada respectivă Valea Plângerii. Și nu vorbi de tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, era numit Valea Plângerii pentru că acolo era un focar de infecție. Cam tot gunoiul din București se ducea acolo. Și de aceea zona a devenit foarte insalubră până în perioada comunistă, în care a fost amenajat, așa cum îl știm noi astăzi, bineînțeles, după o serie de demolări din zona respectivă. Mai de mult știu că era ceva legat de, cred că de permise, taloane și așa mai departe. Astăzi știu că e direcția capitalei legată de furturi auto. De aceea, dacă vă veți plimba pe strada aceasta, mai dificilă pentru accesul pietonal din câte observați, da, nu există trotuare. Veți observa undeva pe stânga foarte multe mașini vechi, numere străine, unele dintre ele, așa cum le numim generic, mașini de fiță, care se află pe stradă pentru că sunt ale unor persoane care, nu știu, li s-au furat mașina și practic se află undeva sub administrarea Poliției Municipiului București. Nu vă doresc, Doamne ferește, să ajungeți pe aici cu treabă. Doar în calitate de turist. Doar în calitate de turist și atât. Ne aflăm în dreptul uneia dintre cei doi giganți. Avem două statui reprezentând giganții. Unul realizat de un sculptor celebru, Carl Storck, și celălalt de un sculptor nu mai puțin celebru, Dimitrie Paciurea. Practic, cei doi au avut un concurs pentru Școala Națională de Arte de a deveni sculptor și fiecare a fost pus să realizeze câte unul dintre cei doi giganți. Ideea care este? Cei doi nu se aflau în pozițiile acestea în care se află acum, unul de o parte, unul de alta a Parcului Carol, au fost aranjați așa undeva în perioada comunistă. Până la amenajarea parcului, și cred că acest lucru s-a produs undeva mai târziu decât construcția mausoleului, pentru că tatăl meu e născut în 1960 și cea că i-a prins așa aici. Practic, cei doi erau alăturați și erau undeva în gura unei grote artificiale, care se afla undeva în zona dreaptă a parcului Carol. Iar între cei doi se afla și o nimfă. O nimfă care astăzi a fost translatată și dusă undeva în parcul Herăstrău. Ce vrea să recreze această poveste a giganților? Practic e vorba despre povestea jepilor. Știu că mulți dintre români au mers pe traseu mai mult sau mai puțin greu. Jepii mici, mă rog, Valea Jepilor, cei care merg pe munte i-ar zice mai degrabă. Și știu că sunt practic reprezintă numele a doi munți din zona Bucegilor sau unei regiuni montane, să zicem așa. Mă rog, jep vine de la jneapăn, care e o plantă, un arbust mic, oarecum similar cu ceea ce vedeți în spatele meu. Dar care este legenda legată de acest jep? Ar fi aceia doi frați îndrăgostiți de aceeași domnișoară. Aceeași domnișoară care la un moment dat nu a încercat să fie nici a uneia, nici a altuia și s-ar fi aruncat de undeva din abrupt spre o apă importantă, iar cei doi s-au necăjit din cauza decesului acesteia. Practic, acolo unde ar fi căzut fata, s-ar fi format cascada care astăzi se numește Urlătoarea, de la urletul respectivei, iar cei doi munți aflați deasupra ar fi actualii jepi. Bineînțeles că este o poveste frumoasă, dar nu cred că este acoperită de un adevăr istoric, însă, dacă veniți aici, puteți să vedeți totuși doi sculptori importanți ai României, aflați la concurență. Din păcate nu știu să vă zic care e Storck și care e Paciurea. Vă documentați și poate ne ziceți în comentarii. Fântâna George Cantacuzino, am zis că începem cu o fântână, terminăm cu o altă fântână, tot din parcul Carol. Vă vorbeam despre prima fântână, cea unde mitropolitul se retrăgea imediat după slujba de Sfinții Constantin și Elena sau altă dată,
și care undeva pe la jumătatea secolului al XIX-lea a fost distrusă. Iar pe locul respectivei, acest George Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, fost primar al Bucureștiului și în mai multe rânduri ministru, printre altele este cel care a construit palatul în care se află astăzi Muzeul George Enescu sau Palatul Cantacuzino de la, Bușteni, se hotărăște să ridice acest edificiu. Vă vorbeam despre acest edificiu într-un stil neogotic, neoclasic. Aici avem un neoclasic, da? Oarecum similar cu epoca lui Ludovic al XVI-lea și cu ceea ce se întâmpla în Franța în perioada respectivă. Ce este interesant, că avem și reprezentarea a doi dragoni, a doi cavaleri, să le zicem, medieval, care pentru mine seamănă un pic cu stema Bucureștiului, cu simbolul Sfântului Dimitrie, dacă ne-am uitat un pic mai în detaliu. Și mai avem această firidă, din care pe vremuri curgea o apă foarte cristalină, limpede și așa mai departe. Astăzi, din păcate, locul este puternic dezafectat. Nu știm, poate primăria se va ocupa la un moment dat să o readucă la vechea ei glorie de odinioară. Acestea fiind spuse, materialul și itinerariul nostru se termină aici. Îți mulțumim, Florin, pentru tura pe care am dat-o cu tine pe lângă și prin parcul Carol și sper să ne vedem cu bine și data viitoare, și eu, pentru că mare drag. Ne-a spus Florin că mai are niște materiale și vrem să le auzim, să le ascultăm. Vă mulțumim și să ne vedem cu bine. Spuneți-ne în comentarii care sunt locurile care v-au creat vouă amintiri din aceste locuri pe care le-am vizionat astăzi. Pentru că noi avem amintiri în acest parc. Și eu amintirile mele, acum aștept să mi le ziceți și voi în comentarii. Bine, vă mulțumim, vă salutăm și să ne vedem cu bine. La revedere!